Salut, salut, dragi prieteni, suntem din nou ieșit pe stradă. Acum trebuie să mergem să facem o programare cu Turcu, că el știe pe aici mai bine. Zona și trebuie să ajung până acolo la un medic să fac un computer tomograf sau o radiografie, nu știu ce trebuie să fac. Și o să văd și prețul care este. Cât o să fie, turcule? O să fie 200 de 300 de euro radiografie. Uităm și pe asta cu câinele aici. Da, vedeți. 200 era bine dacă e 200, dar nu cred. Și apoi să vedem după aia ce putem face, dragi prieteni. Suntem spre drum, mai e mult turcule până acolo. Mai avem 500 de metri. 500 de metri, dragi prieteni, vedeți aici. Sper că o să rezolvă treaba asta. După care o să vă arăt și partea a doua pe care eu o să o filmez spre Düsseldorf. Sper că chiar mâine o să ajung pe acolo, că e sâmbătă. Mâine e sâmbătă, nu? Da. Și o să vă filmez și puțin pe acolo, care v-am promis că o să filmez lucrurile și peisajele frumoase. Dar din păcate am problema asta pe care o am, dar oricum o să mă duc și o să fac și o filmare pe acolo. Că chiar se merită, este un loc foarte frumos și un peisaj foarte, foarte frumos. Și sper că Dumnezeu e mare, ca să fie bine la ceea ce trebuie să fac eu. După cum știți cu toții că am fost și în România cu spatele și piciorul la urgență, dar acolo m-a controlat o dată și a doua oară mi s-a spus tot la fel, să fac radiografie sau computer tomograf. După care am venit în Germania să fac și apoi mi s-a blocat asigurarea, că la chiar și dacă știam cu asigurarea asta că e blocată și am probleme și aici. Da, dragi prieteni, suntem aici, ia uite cu ce păr are, ia uite, mănâncă și ea, măr. Mașina aia nu are ștampilă, uite. Unde are două ștampile, una ștampilă? Mă, tu ai rămas cu depresie? Da. Pă, mașinile la oameni, cu numere, cu târci, cu bălea, păi ei cum vinde mașini? Care nu au. Caută pe eBay și caută, pune Frankfurt, Kion și caută, găsești mașini. Hai să căutăm. Da, nu ai bani și vorbești de mașini. Da, dragi prieteni, Olga a venit aici să uite numai după mașini. Să face afacere. Eu nu mai pot, sunt cu probleme, cum am spus. Cu asigurările care sunt blocate și cu genunchiul, cu spatele, și ea mie îmi vorbește de mașini. Să iau mașinile la oameni de la poartă, ia vedeți. Păi să cumpărăm. Da. Și așa cum v-am spus, este o situație foarte, foarte dificilă. Lorena! Așteaptă-te! Înțelegeți. Lorena, spre drum să vedem, cum v-a spus, să vedem și noi. Radiografia aia să facem. Și după aia o să încerc să ne îndreptăm pe drumul care ne trebuie în viață. Multe lucruri sunt atunci când ești bine. Faci diferent ce ți apare în viață. Când ești bolnav, nu mai faci nimic. Când te doare și nu mai
forță și posibilitate de a face ceva în viață. Înțelegeți, dragi prieteni. Olga vorbește mult, are idei, dar nu mai poate să facă nimic, pentru că numai aici a fost odată. Lumea proastă și n-avea tehnologia pe care este în ziua de astăzi. Ați înțeles, dragi prieteni. Dar tehnologia înseamnă să fii sănătos și să te iubească publicul și lumea. Dacă ești sănătos și obții ceea ce vrei, ești un om tare. Când nu poți să mai faci nimic, toată lumea te alungă și nu mai ești un nimic. Dar lucrurile așa stau de zi pe zi. Oamenii în ziua de astăzi care să fie mai sus. Oamenii vor cât mai mult, de cât au, cu atâta vor mai mult. Dar uite, eu chiar dacă sunt în pasul ăsta, nu mai mi-ar trebui nimic, pentru că lucrurile nu sunt așa cum le vrem noi. Ești în ziua aia când o prinzi și ești sigur de ea, dar a doua zi nu știi ce se întâmplă și nu știi a cui este. Da, bușule, ce ai acolo? Ia uite, ăștia sunt cu trotinetele pe străzi. Da. Da. Da, cum ia ea de la Craiova. Olga este numai cu ochii după mașini, pe unde este parcată și nu au târși pe el. Numere pe ele. Înțelegeți? Dar eu caut o farmacie și... Aia? Da. Să... E alu ăsta, alu Florian e după aia. Are motorul rupt pe aia. Da, dragi prieteni, mai avem câteva metri și intrăm în centru, pe care o să-l vedeți și voi centru. Ah, unde ne lăsa autobuzul, noi venim pe aici. Da. Așa stau lucrurile aici. Da. Poate mare, poate să meargă și să lase și copiii acasă, să meargă în oraș. Unde e farmacia aia, turcul? Aici. Aici, înăuntru? Da. De are și alea, de ai spus tu, de controlează alea. Dar nu astea că și pe ea cu copiii unde rămân. Păi de aici să-mi iau un bitter suedez din ala ce mi-a spus ăștia. Păi și raza nu mai rămân. Păi și raza mă duc cu el după aia. Căutăm, pe aceea, căutăm și aici pentru fată și după aia mă duc eu la rază. Înțelegi? Au rămas să ia aia. Da, dragi. Păi ce, de unde le lăsa autobuzul? Pe ăsta e centru, da. Și așteptăm pe ăștia aici. Mergem înăuntru, dar știe unde să vină. Știe? Dacă nu știe.
Şöyle vardı ya. Ama ha? Tratamentul mai. Aha, tratamentul, dar stai să întreb despre ce este. Dacă este aiurea, nu le-ai. Înțelegi? De ce să dau oară? Mai bine iau bitterul ăla, nu? Da, dragi prieteni, am intrat aici la farmacie, după cum știți. Și ne vedem după. Da, dragi prieteni, a luat Olga aici niște bilete la loto. Sper că câștigă ceva. Că de multe ori așa facem. Când pleci în vacanță, luăm bilete. Ce ai mai luat? Două bilete. Da? Am mai luat și turcul. Ia să vedem ce este aici. Dar dă-i mai repede și tu, că nu avem timp pentru două biletele tale de 2 euro. O, iei 10.000, uite-i. Ia vedeți, dragi prieteni, arătă-i 10.000. După care vedeți că o să fie acum. Nu e nimic. Vai, da, ce e aici? 10.001, dacă mai era de 10.000. 10.000. Da. 1 euro, 2 euro, nimic. Haideți să mergem. Unde e? Ai avut noroc o dată de 2 euro. Trebuie să luăm 2 euro să nu. Da, și ce? Ai luat sucul de acolo? Nu, de ce? Ai, Iisuse Hristoase! Danke! Uitați-vă și sucul, dragi prieteni! Uitați-vă sucul, vă! Dar dacă câștiga 10.000? Dacă câștiga 10.000, cred că își uita și capul. A, uitați, pensionare aici, cum stau cu corăcioarele lor. Înțelegeți? Nu. Sper că mâine, după extragere, după ora 7, o să avem și noi acolo ceva. Mâine? Da, mâine după ora 7 seara. Păi se extrage, dar nu poți să vii mâine seara. Nu, luni. Unde e asta cu copii? Ia vede ce terasă avem aici. Da, ce acolo, la terasă, unde e asta cu copii? Pe bancă, dar unde pe bancă, nu știu. Dă-i încolo de femei, nu mai pot de femeile lor. Lasă-i mă că sunt sătul, eu nu mai pot piciorul, nu mai pot problemele mele și tu mă mănânci ce grijă de mașini și de femei. Păi eu te văd că vorbești în limba lor, că eu nu pot să mai știu ce vorbești pe ele. Tu lasă, tu stai liniștit, vezi cât de telefon, că l-ai blocat, l-ai stricat și pe ăla. Hai să-l facem, unde-l facem? De ăla ai avut parte și pe ăla, s-a dus pe... Dar nu mai zic că s-a dus, nu mai plânge tu că s-a dus telefonul morți. Meu. Te vai tu de telefonul meu. Zi unde să găsesc pe cineva să bagă parola. Uite pe Eric, uite cum de stă lângă pom, uitați-o pe Eric. S-a supărat. A supărat-o și pe Eric. Hai dacă mergem la bancă noi. Unde e banca aia? Uite aici, hai. La Vodafone aia din față. Voi stați aici. Ia, stai, filmează-și te aici să iau și eu pastila, dragi prieteni. Se vede? Cum să nu se vede? Așa, ține drept și tu telefonul. Așa. Ca să te înveți să filmezi, că după aia poate fac să și facă ceva. Nadia canal și nu știi să filmezi. Ce să mai facă ea canal? De ce nu faci? Nu mai trebuie niciun canal. Nu-i mai trebuie. O pui la muncă de ea. La muncă cu ea, nu canale. Ce să facem? Să stăm să vedem lumea. Eu nu știu dacă pastilele astea e voie cu suc, nu? E bine, nu? Pot, dar poate o avea ea apă pe aceea. Da?
Alte bușu, eh? Ce mănâncă bușu, eh? Acum am dat după ce am luat pastile la bușul. Ală, lui tati, han? Cade cu tati. Alo, și prăjitura mănâncă tata ei. Alo, Lori, da, și filmează dacă mă. Alo, Hasca, că-ți place, ha? Șerica. Vino cu a. Mănâncă și mamaia. Eu sunt mamaia. Nu te filmează pe Lorica. Asta e cu prânzul. Treaba, ce faci? Erica. Erica, ce faci? Ha? Unde pleci? Vino cu a, ce faci? Nu. Nu vreau. Haide, vino cu a. De ce? Dar cum să mai stai acasă? Vă stai aici? Stați pe ele mănânc? Dar scuze acum, vă place aici în Germania ta. Vă place? Ne place, nu mult ne place. Dacă nu mi-a toată, nu așa. Haide acum, hai să se plece de astea. Eric, haide! Haide! Hai! Lasă, mami! Lasă, dacă nu vrei, lasă! Lasă! Înghețată, mână! Dar e frig! Hai, dacă mami, hai! Hai da, Erica! Nu cât ar vrea vegele până la portofilul să termină. Ia să te acolo bani și să-și lăsă. Lorida, să nu stai mult. Cât mi-ai dat? 2 euro. Te am mașină, doar mașină se transportă de nimic, hai așa, să lor de aici. Ce Bogdan? E gard roșu aici, am mâncat. Da, aici e gard roșu, te simți bine cu gard roșu. Da. O copii aici, tot. Păi de ce e tot? Ce auzi, mă, ce pretenție, și ea cere pizza. Cere, nu? Da, cum? Pizza iau. Erica! Merge Bogdan să ia pizza. Erica! Cheamă pe Bogdan, hai! Voi stați aici, da. Până pe... Da, e supărat de rău, Erica, fii atent, bă, aoleo! Bă, unde vă duceți voi acum? Da, uite, pleacă Erica, bă! Hai să fac și o complină, telefon! Hai să fac la telefon, unde le fac telefonul, unde e? Da, hai! Duceți-l! Ia asta aici! Haide!
Da, dragi prieteni, avem o grămadă de treabă astăzi. Acum pot să mergem până la banca asta, la Spark Casă, după cum vedeți. Să vedem dacă a intrat ceva. Dacă a intrat ceva. Mi-am luat pastilele, după cum ați văzut și voi, pastilele astea de pentru genunchi, dar nu, astea nu face nimic. Trebuie să fac o radiografie și după aia o să vedem de mâine încolo. Trebuie să ajung pe la Düsseldorf. Nu. Vacanța noastră cam așa este, pe drumuri de colo-colo.